Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare foarte scurtă pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord în Taur, etalare despre sfârșitul lui decembrie. Haideți să vedem ce surprize apar, ce mesaje apar pentru acest sfârșit de decembrie, da? Deci, Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord în Taur. Sfârșit de decembrie 2021. Scurci la obiect. Încercăm, da? O dată, de două ori, de trei ori. Patru cărți. După ce că e spațiu mic, am mai pus și... Oh, ce frumos, îndrăgostiții. Regina de spade. Regele de spade? Wow! Asul de spade. What the Mai, dar ce cărți puternice. Marcaj puternic pe semne de aer. Unii dintre voi aveți de-a face cu gemeni, cu vărsători, cu balanțe. Eventual. Însă, în primul și în primul rând, dragii mei, o să și clarific. Dar, după cum arată cărțile, aveți de descoperit un adevăr, de discutat cu cineva. După cum vedeți, aveți un cuplu divin. Două suflete perechi. Dar nu e obligatoriu să fie cuplu de iubiți. Îndrăgostiți înseamnă mult mai mult decât îndrăgostiți. Da, poate că unii v-ați îndrăgostit de cineva cu marcaj puternic în semn de aer. Dar este o discuție care trebuie să se manifeste. Trebuie manifestat adevărul. Discutând cu cineva, bine, în general, femeile sunt mai vorbărețe, bărbații sunt mai analitici. De obicei, ascultă și răspund teoretic ar trebui să fie la obiect cu acest rege de spade. În primul și în primul rând, aveți de descoperit un adevăr. Un adevăr se va arăta în viața voastră. Și acel adevăr, acea discuție, vă apropie de un personaj cu care vă potriviți foarte bine, din punct de vedere mental, și cu care puteți avea victorii. Eu așa simt. Sunt cărți... Ia uite, Marele Preot. Poate că aceste discuții sunt în familie, sunt legate de o distanță între voi, pentru unii dintre voi, dar aș vrea să și clarific, pentru că energiile sunt foarte intense din punct de vedere mental. Vă separați de ceva ca să vă recreați șansa la o victorie eventual pentru unii dintre voi. Încercați unii dintre voi cu această alegere importantă și discuție foarte profundă, serioasă, logică, pe care o aveți cu cineva, să vă schimbați perspectiva despre familie, despre tradiții, despre religie, despre spiritualitate. Ceva se va schimba, dar niște lucruri care țin de principii. Hai să vedem. Să clarificăm. Ce apare în special? Nevoia de comunicare, valetul de bâte. Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord în Taur. Sfârșit de decembrie 2021. Ce mai sare? Steaua. Vărsător, să zicem, pentru unii, că așa vă place vouă să interpretez cărțile și valetul de bâte. Vărsător și o atracție. Acum, că e atracția lor față de altcineva, că e a voastră față de cineva cu marcaje în semnul vărsătorului, vedeți, pentru că sunt multiple variante. Însă, trecând peste aceste simple interpretări, valetul de bâte înseamnă vești bune, care vă bucură, care vă direcționează înspre un succes. Pentru unii dintre voi poate să fie un succes legat de felul în care exprimați niște lucruri, niște adevăruri, principii. Repet,
până la a manifesta acel succes, acea victorie, posibil să trebuiască să vă separați, să reconsiderați niște colaborări. Hai să tai cărțile. Clarificăm, am văzut și asul de monede la un moment dat. Dorința de a începe ceva nou. Ia, 5 de monede. Regina de spade sub regina de spade, clar. Spânzuratul. Și asul de cupe. Wow! Mai dăm o carte pentru regina de spade. La capătul setului de cărți am zis lucruri neașteptate. Începeți un nou capitol într-un mod neașteptat. Ceva se dărâmă ca să se reconstruiască. Orgoliul cuiva, puterea, poate să fie și a voastră, orgoliul vostru, puterea, în ce sens este provocată? Puterea care posibil ținea de un ego, de tradiții, cum am zis mai devreme, niște lucruri neașteptate, niște evenimente neașteptate. Dacă până acum ați avut probleme de cuplu, acum încercați să înțelegeți, să alegeți, alegeți, da? Alegeți îndrăgostiți, alegeți oameni care vă aduc dragostea, vă alină, da? Aveți nevoie de căldură. Interesant cum simt. Am senzația, aș vrea să-mi confirmați că unii dintre voi ați fost abandonați în relațiile de dragoste pe care le-ați avut și ați avut parte de niște oameni mai reci, mai concentrați pe rațiune și mai puțin pe simțire. Totuși, semnele de pământ au nevoie de căldură, de apă, de emoții. Și aici este adevărul la care ajungeți. Aici alegeți. Alegeți să vă separați voi de oamenii care v-au ținut în lipsuri sau nu v-au acordat atenție și să schimbați perspectiva. Felul în care gândiți despre aceste relații stabile. Ce înseamnă stabil? Să stai în frig, în ceață doar de dragul stabilității? Și schimbând această perspectivă, manifestați o nouă victorie asupra minții voastre și asupra inimii. Vă aduceți dragoste, oportunitate, victorii. Dar aș vrea să clarificăm. Au apărut în plus asul de bâte și 8 de monede. Pentru unii la locul de muncă, un proiect sau o nouă pasiune pentru cineva. Și atunci sunteți puși să comparați pasiunea respectivă, posibilitățile, opțiunile, oportunitățile pe care le aveți cu acest nou însemnând proiect, persoană, idee de-a voastră, da? Și alegeți. Ce fac? Stau în lipsuri în cuplul acesta sau mă separ și văd lucrurile dintr-o altă perspectivă? Și ce face regele de spade? Am zis, analizează. Face planuri. Dar, repet, dintr-o nouă perspectivă. Analizează ce a sacrificat, dacă a meritat sacrificat, dacă a meritat comunicat, da? Cu pereții. Că la un moment dat cineva a vorbit cu pereții undeva într-o relație și na. În fine. Și aceste nouă planuri, repet, după ce alegeți o nouă perspectivă spirituală ar fi de dorit sau luminată de principii noi, nu tradiționale, nu vechi. Acestea vă vor aduce cel puțin trei ași, da? Am văzut la 6 de monede. Noi începuturi, noi oportunități. Posibil. E cam
Eu zic că este și o persoană. Aici vreau să zic că e cam greu de spus că este vorba doar de un proiect. Dacă nu vreți o persoană, nu vreți, e alegerea voastră. Concentrați-vă pe vindecarea voastră și pe principiile, noile principii pe care le descoperiți în aceste noi perspective. Și acestea, în timp, în anul care vine, se vor dezvolta. Aveți niște scântei de înțelegere. Vreau să clarifici, Regina de Spade, te rog frumos. Clarificăm Regina de Spade pentru Tauri. Pentru mine, Regina de Spade reprezintă notăriță, judecătoare, persoană divorțată, uneori și văduvă, dar este o persoană... Valetul de Spade. Regina de Spade clarificată de Regina de Spade și de Valetul de Spade la capătul setului de extraordinar. Vă rog frumos, decriptați-mi voi. La capătul setului de cărți, Asul de Spade și 5 de cupe. Regele de Spade care reapare aici. Regele de Spade are în spate o regină de bâte. Este o pasiune pentru cineva, este atras de cineva și atunci, am zis, atracția cuiva, a voastră sau a partenerilor voștri față de cineva, îi îndeamnă pe ei spre noi începuturi și la un moment dat pe ei sau pe voi și la un moment dat celălalt rămâne în regret. Da? În regret, într-o stare dezolantă, dar interesant că aveți aici, ați putea să fiți voi aceștia. Însă, aici este secretul lucrului cu mintea noastră, a voastră. Posibil să-i mai urmăriți, interesant, cu Valetul de Spade, să-i mai urmăriți pe aceștia de care vă separați sau care v-au abandonat, să-i mai urmăriți, sunteți curioși. Dar la un moment dat, așa zic, pentru că apar lucrurile brusc, poate o să primiți vești, poate comunicați, e posibil și asta, da? Să se dorească o comunicare care vindecă, care permite, nu știu, șanse de reabilitare în timp, dar e alegerea voastră, începem cu alegerea, da? Și cel mai important este că regele de spade vă poate reprezenta și pe voi, regele poate să fie o energie, este o energie masculină, da? Și atunci vedeți unde sunteți, în starea în care vorbiți mult și urmăriți pe cineva sau în starea în care analizați sacrificiile, legăturile karmice, da? Spiritualitatea, se merită sau nu se merită să stați pe loc cu gândul sau cu acțiunea în anumite relații. E o meditație, regele de spade e foarte înțelept. De-aia zic, depinde unde sunteți să vă vedeți voi. Și aici este, aici, la acest lucru ajunge, la asul de spade și asul de cupe. Cum să mă vinde? Pentru că acestea, dragii mei, asul de spade și asul de cupe întotdeauna merg împreună. Gândul merge împreună cu emoția. Gândul manifestă emoția. O să vorbesc o dată despre lucrurile astea. Da? Și aici aș vrea să ajungeți și voi. Hai să vedem totuși și vreau să-mi arăți și spânzuratul. Dăm o carte și pentru spânzurat și cam atât. Deocamdată e doar sfârșit de decembrie. Spânzuratul. Pentru Tauri. Wow! Am văzut nebunul? În ce poziție? Ehe, invers a venit. Da, a sărit? Regina de monede, puteți să fiți voi. În primul și în primul rând vă doriți să manifestați stabilitate, da? Abundență. Să vă reevaluați și revalorificați. Dar cum? Dacă n-ați ieșit încă din această poveste și din punct de vedere mental. Acest motiv trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Repet, dintr-o perspectivă în care se manifestă credința, nebunul invers nu are credință. Și aici, la aceste lucruri trebuie să meditați. Iar este cineva care nu poate să o ia de la zero pentru că este
stă pe loc. Puteți să fiți voi, poate să fie altcineva, dar, repet, dacă sunteți voi cu gândul, pentru că totuși avem 3, 4, 5 cărți care reprezintă mental și vorbesc despre voi, da? Nu neapărat că aveți de-a face cu cineva în semn de aer, puteți, dar nu e obligatoriu, adică nu limitați, vă rog frumos, nu limitați aceste cărți doar la niște zodii. Sunt energii și atunci energia voastră este foarte mentală. Eliberați-vă. E 12. E decembrie, da? Pregătiți-vă pentru acest zero, da? În victorie și în dragoste față de voi. Vindecați-vă de trecut și manifestați înțelepciune. Deocamdată meditați, așa simt. Cam atât. Vedeți și voi. Oricum, veștile, veți primi niște vești bune de la cineva. Cineva, iar în paralel cu ce am zis, există și ce am spus la început. Comunicarea cu cineva, ia uiteți, am agățat și brăduțul, în paralel, da? Pentru că energiile sunt multiple, se manifestă pe diferite planuri. În paralel cu ce am zis, cu faptul că cineva v-a abandonat, că, da? Ce-o mai fi acolo, povestiți voi în comentarii. În paralel, mai aveți o discuție cu cineva care vă inspiră și vă aduce vindecare și vă îndeamnă către destinul vostru. Vă îndeamnă, da? Să manifestați acest zero, acest valet de bâte, steaua, da? Vă îndeamnă, vă susține. Repet, vă inspiră. Dar nu e persoana aceasta la care v-ați tot gândit, care, clar, cu regina de spade, 2 ori, simt că este separare. Separare. Este o separare din cauza că s-a produs un abandon. Cine a produs, voi știți. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Pa, pa!